Prin Hristos primim harul mântuitor. În Coloseni, capitolul 2, cu versetul 9, găsim scris, căci în el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Prin umanitatea sa, Hristos a venit în contact cu omenirea. Prin divinitatea sa, el stăpânește pe tronul lui Dumnezeu. Ca fiu al omului, el ne-a dat un exemplu de ascultare, iar ca fiu al lui Dumnezeu, el ne dă putere să ascultăm. Când s-a umilit ca să ia asupra sa umanitatea, Hristos a manifestat un caracter curat, contrar caracterului lui Satana. Hristos a fost tratat cum merităm noi, pentru ca noi să fim tratați cum merită el. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care el nu contribuise cu nimic, pentru ca noi să fim îndreptățiți prin neprihănirea sa, la care noi nu am contribuit cu nimic. El a îndurat moartea noastră pentru ca noi să primim viața care îi aparținea. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Prin viața și moartea sa, Hristos a obținut mai mult decât recuperarea din căderea produsă de păcat. Scopul lui Satan a fost acela de a realiza o separare veșnică între Dumnezeu și om. Însă în Hristos ne apropiem de Dumnezeu mai mult decât dacă nu am fi căzut niciodată. Prin faptul că a luat asupra sa natura omenească, adică natura noastră, Mântuitorul s-a legat de umanitate cu o legătură care nu va fi niciodată ruptă. El este legat de noi pentru veșnicie. Dumnezeu a dat pe singurul său fiu ca să devină parte a familiei omenești, ca să își păstreze pentru totdeauna natura umană, pentru a ne asigura că gândurile sale de pace nu se vor schimba. Dumnezeu a adaptat natura umană în persoana Fiului Său și a dus-o până în cerurile înalte. Fiul omului este cel ce șade pe tronul Universului. Fiul omului este cel al cărui nume va fi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Isaia 9:6. Familia de pe pământ și familia din ceruri au devenit una în Hristos. Hristos cel proslăvit este fratele nostru. Cerul este înveșmântat cu sfințenie în omenesc, iar omenescul este cuprins în brațele dragostei infinite. Prin lucrarea lui Hristos de răscumpărare, guvernarea lui Dumnezeu este justificată. Cel atotputernic devine cunoscut ca fiind Dumnezeul dragostei. Acuzațiile lui Satana sunt respinse și caracterul lui este dat în vileag. Rebeliunea nu va mai putea apărea. Păcatul nu va mai putea intra vreodată în univers. De-a lungul veșniciei, toți sunt asigurați împotriva apostaziei. Prin sacrificiul de sine al dragostei, locuitorii pământului și al cerului sunt uniți de creatorul lor printr-o legătură indestructibilă. Lucrarea de răscumpărare va fi completă. Unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul lui Dumnezeu se înmulțește și mai mult. Lumea noastră mică, devenită sub blestemul păcatului singura pată neagră în creațiunea sa, glorioasă, va fi onorată mai mult decât celelalte lumi care se află în universul lui Dumnezeu. O, iubitul meu părinte, îți mulțumesc așa de mult pentru Hristos. Îți mulțumesc că ai sacrificat pe fiul tău ca eu să fiu salvat. Iartă-mă că te întristez în fiecare moment, dar de astăzi vreau să am un caracter nobil, curat, sfânt, neprihănit și pot să ajung să-l am dacă tu mergi cu mine. Îți mulțumesc, fii slăvit și lăudat. Amin.